Sambo este un stil de arte marțiale originar din Rusia, asemănător cu judo, care are mare priză în România. Stelista Lorena Podelenski face sambo de un an, dar deja este vicecampioană mondială. La sfârșitul lunii martie, o echipă Steaua TV a vizitat-o pe Lorena la Oradea pentru un interviu exclusiv în care ne-a povestit cum s-a apucat de sambo, care sunt particularitățile acestui sport și care este cel mai mare vis al său. Lorena, de cât timp faci sport? 16 ani o să fie anul ăsta. În 2003, la sfârșit, în octombrie, m-am apucat de sport. Și cum ai ajuns într-o sală de sport? Cine te-a dus? Sora mea, ea făcea sport și m-a convins să merg cu ea, mi-a plăcut și eu am rămas. Sambo știu că faci relativ recent. De cât timp practici acest sport și de ce? De la sfârșitul lui 2017 și pentru competiție, pentru autodepășire. Și pentru, în primul rând, pentru Jocurile Europei de anul ăsta. Ești vicecampioană mondială în 2018. Ce a reprezentat pentru tine această reușită? Un lucru foarte important. A fost o bucurie nemărginită. Mi-am dorit mult acest lucru. Mi-am dat seama că munca tot timpul iese la iveală, mai repede sau mai târziu. Câte ore te antrenezi pe zi? Câte antrenamente faci pe săptămână la sală? Fiecare zi fac două antrenamente, în afară de miercuri și sâmbătă, când am un singur antrenament pe zi, iar un antrenament ține cam două ore jumate, deci aproximativ 4-5 ore pe zi. Și ce faceți la antrenament? În ce constă un antrenament? Dimineața, de obicei, pregătire fizică, forță și viteză, alergări, iar după masa specific. Face în specific sambo. Cum prietenii tăi despre faptul că practici un sport, practic e sport de contact? Care cine să-i apere? Cam asta spun toți, dar nu știu, cred că sunt așa deja obișnuiți, că toată viața mea tot asta am făcut și e comun, adică pentru mine e ceva din viața mea, face parte. Iar pentru ei, cred că s-au obișnuit și m-au luat cu sportul cu tot. Ce pasiune ai? Ce faci în timpul liber? Îmi place să mă plimb mult. Îmi place să merg la filme, îmi place să socializez, îmi place să citesc. Cam astea sunt lucrurile care îmi plac să fac în timpul liber. La finalul anului trecut te-ai numărat printre laureații clubului Steaua. Ce ar prețat pentru tine faptul că ai fost la această gală? Sincer, nu m-am așteptat. A fost pur și simplu mi-am dat seama că dacă muncești și îți dorești ceva, visele tale chiar se îndeplinesc. Ce îți propui pentru acest an și pentru anii următori în sambă? Pentru anul acesta îmi propun o medalie la Jocurile Europei din Minsk, din luna iunie, iar înainte o medalie la Campionatul European din luna mai, iar pentru anii următori îmi doresc ca sambo să ajungă sport olimpic, adică e sport olimpic, dar să se bage la Paris 2024 și o medalie. Și visul tău care este? O medalie la Jocurile Olimpice. În 2024 sau în 2028? În 2024.